Uniunea Europeană va sprijini în continuare Republica Moldova în condițiile crizei provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Comisarul Iohannis Hahn a declarat în cadrul vizitei la Chișinău că țara noastră este pe calea corectă. Oficialul i-a transmis președintei Maia Sandu că cetățenii moldoveni pot conta pe ajutorul european și că susținerea financiară va spori. Ar însemna să fugim de probleme dacă am spune că totul va fi bine. Sunt greutăți, dar cred că împreună putem să le depășim. Și vreau să reconfirm, doamnă președinte, pentru toți concetățenii dumneavoastră, că Europa nu e doar de partea voastră. Noi chiar dorim să vă ajutăm, să vă ajutăm în problemele ce țin de lanțurile logistice și livrările de energie. Obținerea statutului de țară candidată la aderarea europeană a venit la pachet cu 9 recomandări din partea Comisiei. În primăvară urmează evaluarea și concluziile. Potrivit președintei Sandu, guvernul a pregătit planul de acțiune și deocamdată comisarul Iohannis Hahn apreciază că perspectiva de aderare este una clară. Nu vrem tratament preferențial, ci un dialog susținut care ne va ghida mai bine pe calea aleasă. Guvernul își propune să obțină progrese în termeni restrânși, astfel încât să putem avansa cât mai rapid la următoarea etapă în procesul de aderare. Vrem să ne mișcăm rapid în această direcție și așteptăm o cooperare activă și din partea Comisiei și a instituțiilor europene. De la începutul agresiunii ruse, Uniunea Europeană a extins sprijinul financiar pe lângă macrofinanțarea de 150 de milioane de euro. Luna trecută, Bruxelles a mai oferit 75 de milioane de euro pentru bugetul Republicii Moldova.